Carmen Iohannis, soția președintelui României, a fost citată la parchetul general în dosarul caselor familiei din Sibiu. Carmen Iohannis a fost chemată în 15 noiembrie la parchetul general în dosarul deschis ca urmare a plângerii depuse de lumea justiției referitor la casele familiei din Sibiu, informează reprezentanții parchetului general citați de Mediafax. Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri depuse de lumea justiției împotriva notarului din Sibiu, Radu Gabriela Bucșa și a soților Carmen și Claus Iohannis. Sesizarea a fost depusă în legătură cu procedurile prin care cuplul prezidențial a intrat începând cu 1999 în posesia a două imobile în centrul Sibiului. Imobilele în cauză aparțineau statului român și erau administrate de primăria Sibiului, condusă în perioada iulie 2000-noiembrie 2014 de Claus Iohannis. În sesizare se arată că de pe urma exploatării unui imobil soții Iohannis au obținut 320.000 de euro, până când instanțele brașovenele au anulat actul de vânzare-cumpărare, precum și actele de moștenire care au stat la baza preluării imobilului din patrimoniul statului.